Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Este prima dată când mă aflu în această postură, și anume în fața camerei de filmat. Vă zic sincer că nu mi-este deloc ușor. Am emoții, tocmai fiindcă nu am încredere în mine. Și sper că mă veți încuraja. Și sper să reacționați destul de ok la acest clip. Ceea ce vreau să vă zic în cazul în care nu ați citit descrierea mea de pe canalul de YouTube este că eu sunt Claudia, sunt împreună cu Adi de 11 ani, soțul meu, și avem un bebeluș de 10 luni în acest moment, pe David, născut în martie, chiar de 8, pe 8 martie, de ziua femeii, în 2019. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi este despre un challenge, o încercare la care vreau să mă supun eu, și anume un challenge de 100 de zile prin care vreau să-mi schimb viața într-un mod mai sănătos și vreau să slăbesc. M-am confruntat cu această problemă de-a lungul timpului, foarte mulți ani de zile. Am ținut diferite cure, regimuri, diete. Unele au dat rezultate, unele nu. Totuși am ajuns în această postură în care nu am încredere în mine. Am foarte multe kilograme în plus. Și poate și voi vă aflați în acest loc. Din cauza aceasta am deschis sufletul în fața voastră. Poate vă inspir și poate vreți să vă alăturați acestui experiment pe care îl voi face. Vreau să vă zic așa în mare în ce va consta. De-a lungul timpului o să încerc să țin un fel de jurnal. Nu voi posta în fiecare zi despre acest lucru, fiindcă poate nu vă interesează și în plus cred că va fi destul de greu. O să continui pe acest canal cu clipurile cu care v-am obișnuit și ocazional o să fac un update la acest experiment. Mi-am scris, să spun așa, 10 reguli de care vreau să mă țin. Sper să și reușesc. Încă nu sunt pregătită să vă zic greutatea pe care o am, dar începând de mâine, 15 ianuarie, vreau să mă apuc de acest challenge. O să-mi fac poze pentru a le putea compara mai târziu. O să-mi notez greutatea, o să am și o aplicație în care îmi voi introduce aceste detalii despre mine. Și haideți să vă zic pe scurt exact ce presupune acest challenge. Va dura 100 de zile, începând de mâine, v-am spus, 15 ianuarie. Voi încerca să mănânc mai sănătos, să renunț la fast food, băuturi carbogazoase, alcool, să fac puțin sport, chestii de genul ăsta și mai multă apă. O să o luăm pe rând. Vreau în fiecare dimineață să-mi încep ziua cu o cană de apă și cu jumătate de lămâie stoarsă în ea. Știu că este foarte sănătoasă această treabă. Din păcate nu mă țin de ea și foarte, foarte rar fac acest lucru. Dar vreau să încep să fac chestia asta în fiecare zi. Deci asta ar fi treaba cu lămâia. În al doilea rând, vreau să beau mai multă apă. Sunt zile în care beau 400 de mililitri, sunt zile în care poate depășesc un litru. Este totuși destul de puțin. Vreau să beau, nu o să spun minim 2 litri de apă pe zi, dar voi încerca să beau cât de mult voi putea. Asta ar fi cea de-a doua regulă, deci cât mai multă apă în timpul zilei. Voi încerca să fac puțin sport. Treaba cu sala pentru mine n-a fost mereu, cum să zic, ceva de ajutor. Am încercat de-a lungul timpului, nu am reușit, am încercat să mă duc la clase de zumba, aerobic și așa mai departe. Din păcate nici nu am avut cu cine și sunt o fire care
cu greu iese și face lucruri dacă nu are cu cine. Îmi place să fac lucrurile cu altă persoană. Așa că voi continua să fac ceva exerciții acasă. Mi-am luat o aplicație pe telefon, se numește Plank Workout, dacă nu mă înșel. Din câte am observat, este la fel, cum să zic, organizată această aplicație pe diferite zile, pe diferite nivele de începător, de exemplu. Ce voi începe eu să fac de mâine este nivelul de început, ce va ține 3 minute din câte am observat, deci este foarte puțin. Pe măsura zilelor ce trec, aplicația îmi va da un nivel mai mare și ca număr de exerciții și ca număr de timp, de minute. Da, deci voi încerca să mă țin de acea aplicație. Asta ar fi cea de-a treia, deci puțin sport. Cea de-a patra ar fi să renunț la fast food. Din păcate, în ultima perioadă mâncăm destul de des, nu zilnic, dar măcar o dată pe săptămână mâncăm Mac, KFC, shawarma și alte lucruri ce nu sunt sănătoase. O să încerc să le elimin de tot în aceste 100 de zile. Sper să-mi și reușească. Următoarea regulă ar fi fără prăjeli. În casă de obicei nu prăjim, mai mult facem la cuptor diferite lucruri pe folie de copt cu puțin ulei. Și este mai sănătos așa, totuși voi încerca să renunț la prăjeli de tot. Deci absolut nici chiar atunci când vom merge în vizită să nu mănânc. Următoarea regulă ar fi să renunț la alcool, nu beau foarte mult alcool decât ocazional, dar o să încerc să le elimin de tot. Doar dacă eu știu îmi va fi foarte poftă, probabil că voi gusta și m-am gândit și la o cantitate anume, în jur de 100 de mililitri. Ceea ce este rezonabil, m-am zis nu zilnic, ocazional, dar să zicem că îmi voi face pofta. Ok, alcoolul. Pe urmă, băuturile carbogazoase. Din păcate, îmi place Pepsi foarte mult. Aș bea zilnic. Nu se poate. Beau. Nu există săptămână, cel puțin, să nu beau Pepsi. Și atunci când ne găsim cu prietenii la fel, Pepsi este băutura pe care o bem. Voi încerca să renunț la toate sucurile carbogazoase sau toate sucurile în general. Voi alege apa. Excepție voi face în momentele în care voi merge, de exemplu, la o petrecere. O să beau foarte puțin. Și la fel m-am gândit și aici la o cantitate, la fel la 100 de mililitri. Poate într-o zi va fi super poftă și nu mai pot și voi bea 100 de mililitri. Ceea ce este ok, spun eu. Așa, vreau să încep să am grijă și de tenul meu și de pielea mea, de să se vadă și din exterior treaba asta, nu doar din interior, fiindcă am 28 de ani și, din păcate, nu am grijă de tenul meu. Voi încerca să mă demachiez în fiecare seară, deși nu sunt o persoană care se machiază. Voi încerca să-mi aplic o cremă seara, o cremă dimineața. Sunt lucruri de bază pe care poate voi le faceți, dar eu nu le fac și în timp o să se cunoască. V-am zis, am 28 de ani și deja nu sunt bătrână, dar totuși nu mai am nici 18 ani. Ridurile au început să apară și mai bine să prevenim acest lucru. Poate îmi voi face un scrub corporal sau o mască pe față. Sunt lucruri din astea de bază, spun eu. Deci voi încerca să am grijă și de partea aceasta mai mult. Ok. În altă ordine de idei, vreau să vă zic puțin despre alimentație. Asta cred că va fi partea cea mai importantă. Și anume, voi încerca să am 3 mese principale și 2 gustări. Mesele voi încerca să nu le iau în oraș, ci acasă, să mi le pregătesc dinainte. Ca și gustări, ca să terminăm mai repede cu această parte, voi avea migdale, caju, nuci, iaurturi simple, deci fără fructe, și fructe separat. La asta cred că mă voi opri. Cam atât. Totuși, dacă îmi va fi foarte poftă de dulciuri,
o altă categorie pe care aș vrea să o elimin atât de tare din alimentația mea, sunt cam dependentă de dulce, o să spun așa. O să încerc să mănânc în cantități foarte, foarte mici, gen o ciocolățică, două bombonele, chestii de genul acesta. Și le voi include ca și gustări, dar nu zilnic, repet. La micul dejun voi mânca o chestie absolut normală. Dacă am poftă de ceva sărat, de exemplu, îmi voi face ou fiert, ou ca și omletă într-o tigaie fără ulei, ou ochi fără ulei, lucruri de genul acesta. Brânzică, roșii, ardei gras, castraveți, lucruri normale. Dacă am poftă de sărat, mă refer. Dacă am poftă de ceva dulce, vreau să-mi fac un terci din fulgi de ovăz în care voi adăuga diferite semințe și diferite fructe, depinde ce am prin casă sau ce am poftă. Acesta va fi micul dejun, în principiu. Iar ca și fel principal, voi încerca să am mereu în farfurie legume. Mi-am cumpărat mai multe pungi congelate de legume, dar voi folosi clar și fructe, și legume proaspete. Le voi introduce la cuptor pe o hârtie de copt cu niște condimente, foarte puțin ulei. Și aceea va fi partea nelipsită din farfuria mea. De asemenea, voi adăuga o proteină, și anume piept de pui, pulpă, chiar și ceva de porc, dacă este slab. Filmez în balcon. Nu am un studio și nu am nici un loc pentru filmat. Îmi pare rău dacă calitatea acestui clip nu este unul foarte ridicat. Vă garantez că vor urma clipuri ce vor arăta mult mai bine. Ok. Deci voi avea această proteină, chestii slabe, la fel gătite la cuptor sau la tigaie sau pe grătar, bineînțeles. Și ca și cereală vreau să încerc să adaug orez brun, quinoa, cuscus, lucruri sănătoase, dar care din păcate nu le-am în alimentație în acest moment. Deci voi încerca să le introduc. Vreau să te nuți la pâinea albă și voi încerca să mă axez mai mult pe pâine cu semințe. Mi-am găsit o pâine, nu știu dacă ați încercat-o, cu 7 semințe de la Gourmand. Totuși, fiind pâinea atât de mare ca și gramaj, pentru a nu-mi expira, am încercat să congelez feliile de pâine. Vreau să văd cum ies. Din ce am auzit, se păstrează foarte bine. Mi le-am băgat în niște pungulițe cu Ziploc și în fiecare zi voi mânca una sau două felii din acea pâine. La micul dejun sau când simt nevoia. Dar pâinea albă cred că o voi elimina complet, sper eu. Ok, de asemenea voi mânca și mâncare gătită, ciorbe, tocănițe, absolut ce voi pregăti în casă sau ce voi găsi atunci când merg undeva sau la părinți. Deci, da. Cam acestea cred că vor fi lucrurile pe care vreau să le schimb. Deci, apă cu lămâie, apă, cât mai multă apă, mâncare sănătoasă, fructe, legume, cereale sănătoase, puțin sport, nu zic mult, ca să mă țin de treabă, dar dacă pot mult, cu atât mai bine. Ok. Ritual de îngrijire a pielii, fără prăjeli, fără dulciuri, fără fast food, fără băuturi carbogazoase și, da, nu știu dacă au ieșit 10, poate am uitat ceva, din păcate nu mi le-am scris. Și cam atât. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă n-ați făcut-o până acum, pentru a fi la curent cu viitoarele postări. Dacă ați făcut-o, vă mulțumesc tare mult pentru susținerea voastră și pentru comentariile pe care mi le lăsați. V-am zis, vă aștept și în acest clip cu super multe comentarii. Vreau să-mi lăsați părerile voastre, trucurile voastre, poate modul prin care voi ați slăbit. Deci, da, vă aștept susținerea în rubrica de comentarii, întrebări dacă aveți, desigur. Și dacă vreți să vă alăturați și voi acestui challenge, cu mare drag, putem să facem treaba asta împreună. Unde sunt mai mulți, puterea crește, nu? Ok. Acestea fiind spuse, ne revedem în clipul următor și spor la treabă. Mâine este ziua cea mare, ziua 1.
Mai avem, după ce terminăm ziua 1, 99 de zile. Sper să-mi reușească. Urați în succes! Vă pup! Pa, pa!